Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori din Vicov, din Vicovul de Sus. Suntem din nou musafirii fratelui Viorel Birău și a celor de la Biserica Pentecostală numărul 1 de aici, din Vicovul de Sus. Și dorim să continuăm o discuție pe care am început-o și am avut-o anul trecut. La vremea respectivă ne-am focalizat atenția pe construcția clădirii bisericii, o biserică impresionantă, una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare din România. Și, frate Viorel, câteva cuvinte despre clădire pentru cei care poate n-au urmărit alte înregistrări pe care le-am avut, ce este special, acum ați început-o, așa un sumar al istoriei noii clădiri a Bisericii Pentecostale numărul 1 din Vicovul de Sus. Da, și eu vă zic bun venit la biserica noastră, biserica numărul 1 din Vicovul de Sus. Suntem bucuroși să discutăm și să vorbim pentru că facem mărturia pentru Domnul, nu este pentru noi. Este lauda Lui, totul ce am făcut și facem este pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Ne bucurăm de asta și de aceea zic din nou bun venit în zona noastră. Ne face mare plăcere să vă avem și chiar să discutăm puțin despre lucrurile frumoase ale Lui Dumnezeu din zonă. Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă în Vicovul de Sus. Am spus, sunt în jur de peste 4.000 de credincioși, așa. Mai multe biserici, sunt vreo 5 biserici, 3 biserici sunt mai mari. Astea sunt pentecostale și mai sunt 2 biserici baptiste și vreo 6 biserici ortodoxe la ora actuală. Localitatea numără peste 15.000 de locuitori, aproape 16.000 de locuitori, este o localitate mare. Din 2004 a fost numită oraș, deci a fost oraș. Credința am venit, am spus și în trecut, din primul război mondial, printr-un frate care a primit credința în război, a venit acasă și a făcut mărturia despre lucrarea nouă testamentală, pe care puțin o știau în felul cum o știe toți oamenii, zic, mai mult din România și poate și alte țări. Și aflând asta, frații s-au întors la Domnul, au primit pe Domnul și s-a înmulțit an de an, tot s-a înmulțit. Multe botezuri am avut și mai ales de la Revoluție încoace am avut și până la Revoluție. De la Revoluție încoace am avut botezuri mari și peste 50 și 60 de candidați într-un an. Majoritatea a fost 40-45 de candidați în fine. Și datorită faptului că ne-am înmulțit, tot spațiul a rămas mic, mai neîncăpător și frații au acceptat ca să se facă biserică. S-a făcut una anul 87-88 în Bivolărie, așa, și care în 2000 deja au intrat în localul nou și au făcut un local nou în 99-98-99, început atunci construcția la noul local al Bisericii din Vivolărie. Păi, după ce mai târziu tot ne-am înmulțit, în 2014, frații de la cealaltă Biserică Sfânta Treime, din centru, este un început de altă biserică, care tot la fel din biserica asta, frații s-au dus și au început să facă clădirea, care e actuală clădire mai modernă, mai nouă, din centrul orașului Vicovul de Sus. Am spus și în trecut despre asta. La noi ne-am gândit și noi, într-un fel, cum să facem și noi ce să facem. După ce au făcut frații și deja toți, am rămas în clădirea veche. Clădirea asta veche, am mai spus în trecut, mai pot să repet puțin, aici a fost o fabrică de cherestia, înainte de al doilea război mondial, așa, și persoana respectivă a fost un evreu. El, cum a fost atunci evreii persecutați, s-a plecat, s-a dus unde îi nu știm bine despre el și a rămas clădirea statului. Între timp, frații au căutat să o cumpere. Era localul în formă de el, clădirea veche, făcută din bârne de lemn, cum se făcea atunci, căsele de lemn, și deja era degradată, era în pericol ca să mai stămânia. Și în 81 Dumnezeu ne-a ajutat ca să facem construcția nouă. La început, am spus și în trecut, am avut piedici, dar după ce am început cu post și cu rugăciune, deci când eu am venit aici în Vicov, am văzut oamenii ăștia foarte religioși și foarte credincioși, cu frică de Dumnezeu. Chiar oamenii ortodoxi au avut frică de Dumnezeu, au avut în ei frica lui Dumnezeu. Ei la sărbătorile religioase ortodoxe, ei nu lucrează.
mie, eu venind din Banat și văzând în Banat că oamenii și majoritatea țării pe undeva lucrează în sărbătorile creștine. Nu țin cont de ele, chiar și la Paști și la Crăciunul iarna, dar la Paști sau alte rusale sau alte sărbători care sunt, nu prea țin cont de ele. Când am venit aici și am văzut că ei țin sărbătoarea, mă rog, sfinților ortodoxi, cum îi numesc ei, și că nu lucrează, am rămas foarte mirat. Lumea cu frică de Dumnezeu, familii mari, copii mulți, s-au înmulțit și Dumnezeu a binecuvântat zona. Deci zona Bucovinei este o zonă, zic, considerată într-un fel binecuvântată și protejată, dacă vreți, chiar pentru România, mie îmi pare asta că e protejată de Dumnezeu până la vremea actuală. Acum, și datorită oamenilor cu frică de Dumnezeu, indiferent de, cum a spus, de culoare confesională. E o stare, o frică de Dumnezeu, o teamă de Dumnezeu de a păcătui, dincolo de neapărat de a nu lucra la sărbători. E altfel aici, o altă atmosferă, să simțim și noi. Exact. Și tocmai aici era problema că noi am zis, hai să facem și noi atunci. Am rămas în clădirea, chiar dacă era făcută în 81, am modificat-o de câteva ori. Tot am mărit-o, am făcut-o mai mare, tot am vrut să avem spațiu tot mai mult. Am fost aici chiar la începutul lucrării, de la prima realizare a clădirii, că am spus atunci, n-am avut autorizație, până la urmă ne-au acceptat și ne-au dat voie. Ei, dar am modificat-o de câteva ori și n-am reușit încă să rămânem, să fie suficientă pentru noi. Și atunci am zis, hai să facem și noi. Am plecat frații într-o parte și în alta, totuși avem nevoie și noi de spațiu. Deci numărul de membri care erau nu era încăpător. Și acum nu ne încape locul ca să putem să facem slujbe. Dacă vin toți frații, nu avem loc în clădirea respectivă. Pot să spun și asta, este un pic și șubredă de drept când e vorba la nivel de cerințele actuale cu privire la protecția, mă rog, ISU și altele chestiuni care trebuia și aprobate și trebuia făcute. Și atunci am zis, mai bine facem o clădire nouă. Ce să mai tot o cârpim pe asta? Hai facem una nouă. Și datorită faptului că au fost necesitățile astea apărute, hai, facem una nouă, am început și noi în 2017, am spus în trecut 2017, în luna lui mai, a fost deja o adunare cu biserica aici, cu organele de conducere a localității, cu frați mai din zonă de aici care, mă rog, aderau cu biserica noastră și le-a plăcut să fie, au venit și am făcut o sărbătoare aici, frumoasă, de deschiderea șantierului și am început lucrarea asta în sfârșitul lunii mai 2017. Am lucrat cam vreo 6 luni de zile până în toamnă, așa, chiar până în iarnă, mai până în toamnă, până în octombrie, noiembrie, așa. Apoi, în 2018 am lucrat un pic mai mult, am început mai degrabă lucru și s-a ținut un pic mai mult până când a venit frigul, pentru că era vorba de turnat betoane și alea nu merg în timpul frigului. În 2019 deja am pus acoperișul și deja a început altfel lucrarea. În 2020 un pic ne-a fost mai greu că a apărut problema a pandemiei care ne-a împiedicat. Mai mult decât tot ce a fost este că am avut nevoie de oameni specialiști ca să poată să facă clădirea, deci e vorba de geamurile și partea din fața clădirii care este totul de sticlă și nimeni nu s-a prins. Și lucrarea mai pretențioasă din punct de vedere al construcției. Deci era mai pretențios, da. Nimeni nu s-a prins să facă, deci nu, n-am avut cine. Și atunci am plecat afară, am găsit fratele noștri care deja în timpul construcției din Biserica Sfântă Treime au făcut relații cu chinezii și am mers pe firul ăsta și am mers și noi. Și au întârziat, datorită pandemiei, și ei n-au reușit să ne facă așa de repede, dar și noi n-am avut cum să le aducem. Până la urmă le-am adus și după ce le-am așezat, înainte de a le așeza, era un pic o problemă, cum am spus în trecut, la acoperiș, cine ne face, cum ne face, și a fost firma aceea care ne-a făcut acoperișul, care este destul de interesant și de sigur, dar și de complicat, pentru că este distanța mare de 60 de metri, lățime e mult pentru... Neobișnuit pentru o clădire. Mai neobișnuit, da. Dar până la urmă s-a realizat. Acum, cine ne pune nouă geamurile? Acum, geamurile astea, care sunt mai
pe exterior mai mici, mai altfel, mai normale, într-un fel, să mai putea face, dar cine se împune ăsta mare? Și am avut frații noștri care au fost plecați afară și deja au lucrat la așezare de geamuri, ei, din ei, nici noi nu ne-am gândit. Au venit și ne-au spus. De altfel, am avut și de la Dumnezeu confirmări prin Duhul Sfânt că Dumnezeu va purta de grijă în toate lucrurile. Deci, este adevărat, am început cu Dumnezeu, ne-am rugat lui Dumnezeu, am făcut apel la rugăciune la toată biserica, am făcut și avem și astăzi biserica programată pe sectoare cu rugăciuni și post înaintea lui Dumnezeu pentru protecția celor care lucrează și ne-am rugat ca Dumnezeu să nu îngăduie, mai ales la nivelul care este ridicată clădirea, nivelul de zeci de metri, aproape 20 și chiar până la vârful piramidei respectiv care e în față, zic așa, îi aproape 30 de metri. Deci Dumnezeu la clădirea aceasta v-a călăuzit și în decizii, v-a dat resurse, oameni potriviți, soluții pentru cumpărarea unor piese sub ansamble, oameni care se instaleze, v-a purtat de grijă. Am și pozat și filmat niște lucruri, niște versete care le-a spus acolo la intrare, da. Care îți spun ceva despre încredințarea pe care ați avut-o vis-a-vis de această clădire. Acum ați început să ne ziceți despre dimensiunea rugăciunii. Cred că rugăciunea n-a fost doar legată de favoarea Domnului pentru clădirea aceasta, ci face parte din viața dumneavoastră. Viața noastră spirituală. Și sigur că se rugau frații, nu numai penticostal, și în timpul comunismului, era rugăciunea o disciplină, poate mulți am uitat-o după asta, dar vreau să spuneți așa, să fiți o provocare pentru cei care ne urmăresc. Cum vă organizați viața de rugăciune, mai ales acum când lumea, în timpul pandemiei, după luni de zile de pandemie, poate că reconsideră rugăciunea, poate că să ia și poate un exemplu să se inspire de la ceea ce faceți dumneavoastră. Da, este adevărat. Ce spuneți și ce m-ați întrebat, chiar este adevărat și este important să vă zic. Când eu am venit aici, chiar asta m-a determinat să vin eu din Banat aici? Nu. Pentru faptul că în Banat nu era rugăciune, se făcea rugăciune, dar era ceva mult mai mult. Deci se făceau rugăciune în regimul trecut prin case. Și era câte o casă cu două sau trei camere pline de oameni, stăteam în picioare și mai ales iarna câteodată, fiindcă afară era rece, pereții transpirau, curgea apa pe pereți. Și era rugăciune de pe la 7 seara și până pe la 11, 12 și peste 12 noaptea. De multe ori mergeam la școală la 4 și mergeam la lucru, făceam la fel de la Rădăuț. Și nu mi-era greu. Deci nici nu simțeam oboseală. Era ceva extraordinar. Apoi tot în vremea aceea se făcea rugăciuni și dimineața, de la 4 la 6. Deci dimineața noi făceam rugăciuni și ne întâlneam de la 4 la 6 când nu mergeam la lucru, mergeam la rugăciune. S-a făcut și după Revoluție, dar asta a fost când eu am găsit aici, asta, în Vicov. Deci oamenii rugăciunii, toată săptămâna era rugăciune. Era programul în biserici atunci, în anii 70 și parte și în 80, era programul până la ora 2, duminica și sâmbătă seara. Ori noi avem toată săptămâna rugăciune. Deci asta nu era, pentru noi programul de biserică era cum era, dar ne întâlneam la rugăciune, așa. Păi am spus, țin minte asta, acum dacă tot m-ați provocat, vreau să spun și un eveniment care s-a petrecut. Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt și noi credem prorociile și am întâlnit oameni care Dumnezeu i-a folosit. Deci era un frate, pot să spun că el nu mai este acum, este familia care a rămasă parte din familie. Așa, el n-a fost căsătorit, a avut o infirmitate, într-un fel, nu auzea bine, avea aparat la ureche, dar era un frate temător de Dumnezeu și Dumnezeu vorbea prin el. Și țin minte asta, nu am uitat și pot să spun asta, pentru cei care aud, o să le prindă bine. Adică, eram în ultimul an, în 89, eram la rugăciune undeva într-o casă, eram mulți la rugăciune, poate 60, 70, dacă nu mai mulți la rugăciune, cât au încăput acolo. Și a venit descoperire prin fratele respectiv așa, chiar anul acesta fac o schimbare în țara asta, dar nu va fi fără vărsare de sânge. Voi face o schimbare, va aduce o libertate, nu așa de lungă, o libertate scurtă, nu au spus termen cât, care va fi o vreme de libertate care n-a mai fost niciodată. După asta va veni altă vreme, vreme grea,
vreme grea, cu evenimente care se vor derula una după alta, că nu va fi timp ca înainte de așteptat până când se întâmplă iară câte ceva. Deci va fi un evenimente deosebite. Nu ne-am gândit la ce va fi, cum va fi, dar când a apărut în sfârșitul anului 89, noi tot am așteptat, tot anul am așteptat, băi, nu se mai împlinește prorocia. Când am auzit la Timișoara că s-a pornit revoluția în decembrie 16, în 89, i-am spus încă colegilor și la frați după aia, dar asta eram încă la lucru când s-a întâmplat evenimentul și zic eu, probabil că acum se împlinește prorocia lui Iliucă Cornea. Așa, și normal e prorocia Domnului, dar el a fost vasul prin care a venit. Și când a ajuns în 21, da, când a ajuns în București să-i adune și în 22 a fost adunarea aceea mare, am zis, el o face spre norocirea lui. Acum cade regimul. Asta am știut și le-am spus la colegi deja. Și chiar așa s-a întâmplat. Deci aveam colegi și ăștia s-au mirat, cum eu îmi permit să vorbesc, zic, știu ce se întâmplă. Deci pentru mine eu am avut o încredere în Dumnezeu 100%. Și exact așa a fost și a venit. Și a fost așa descoperirea în continuare. Tot el a avut. Voi deschide multe căi poporului meu și multe uși și voi dărâma toate gardurile. Fiecare va merge pe drumul care va vrea el și va avea posibilitatea să facă ce vrea. Cei care vor sta lângă mine vor merge pe calea adevărată. Când am văzut că s-au luat și granițele, imediat au apărut tot atunci și, normal, în 89, căderea Berlinului, zidul Berlinului, așa. Ei, dar după aia au căzut toate granițele, toate s-au dat drumul, au început să dea libertate și să plece oamenii, să iasă afară. A rămas așa de mirați și a început vremea asta de libertate și evanghelizări și, mă rog, misiuni și de toate felurile. Nu m-am gândit eu la români ca să avem noi misionari. Nici nu m-am gândit la asta. Ei, după aceea noi acum avem misionari, am avut misionari anul ăsta în Africa. Am avut câțiva frați și o soră de la noi care au fost în Africa, care au stat mai mult în Namibia. O altă soră de la Sfânta Treime a fost în Uganda. Și alte trei surori de la noi din biserică în Filipine. Eu nu m-am gândit de la noi, din Vicov, domnule, m-am gândit nici România, nu m-am gândit, americanii fac, englezii, nemții, știu, olandezii, ăștia fac misiuni, nu a noștri, nu m-am gândit la așa ceva. Ei, noi avem misionari, deci noi avem misionari. Și e adevărat, am ajutat de multe ori misionari care au venit români la noi și au făcut mărturie în biserică, am făcut colectă pentru ei. Dar am vrut să spun că unde am ajuns și că s-a multiplicat și s-a mărit biserica în continuare și ne-a determinat ca să facem un local nou. Vreau să mai insistați puțin asupra rugăciunii. Acum, cum e rugăciunea? Da, am spus, în vremele acelea vă rugați în case. Chiar la Revoluție a fost locul, ambientul în care au fost cuvinte profeție pentru viitor și după aceea. Dar acum, în vremea aceasta chiar de pandemie, care v-a prins pe genunchi, spre deosebire de alte biserici care poate au fost prin surprindere luate. Cum da. Aveți acum pandemia, cum ați avut-o înainte, în un an, cu un an sau doi sau trei și cum continuați în aceste vremuri dificile? Da. În 2015 eu am fost în America. Am fost mai de multe ori, dar vreau să spun că atunci am primit acolo o descoperire într-o biserică de la Domnul, du-te acasă și pune biserica la rugăciune și la post, pentru că vine vremea care vine, biserica nu este suficient de pregătită pentru așa ceva. Deci pentru vremea care vine. Și atunci am zis, ce pot să fac altceva? De altfel, noi și înainte am organizat biserica pe post și rugăciune pe sectoare. Avem sectoare pe așezare geografică a Vicovului. Da, a localității. Dar avem și rugăciuni care le avem noi, le-am avut înainte, le-am avut acum în biserică, marța și joia, mă rog, dimineața, am făcut după ce a venit pandemia, am făcut în fiecare seară rugăciune în familie și asta am spus că era chiar foarte bine venită, de la 9 la 10 și acum un pic vara asta s-a mai slăbit după ce o mai lăsat mai liber și, mă rog, nu mai
era problema pandemiei așa de tare, dar văd că din nou iar se reînnoiește. Și am făcut și dimineața de la 5 la 6. Acum, tot în timpul ăsta, deja de anul trecut, nu de anul ăsta, am introdus rugăciunea dimineața de la 5 jumate la 6 jumate, o oră de rugăciune. La început veneau frați și 200 și peste 200 de frați. Acum mai vin, nu vin chiar așa, vin la 100, peste 100, poate vin și până la 200, altădată vin și sub 100, așa, dar vin la rugăciune și avem rugăciune luni, miercuri și sâmbătă, avem rugăciune de la 5 jumate la 6 jumate. Avem rugăciune în biserică, care o avem marțea. Mă rog, nu este chiar așa, că m-am uitat, asta este foarte adevărat umblând, am umblat în toată Europa, în America, în Israel, am fost, în Asia, am fost în India, am fost în mai multe locuri. Vorbesc despre țările dezvoltate din Europa și din America, puterea poporului este slăbită, nu are așa dragoste de rugăciune, nu mai are asta. Probabil de aceea am avut și avertizarea prin Duhul Sfânt să facem și am făcut tot felul de provocări. De când am venit în Vicov, am introdus studii biblice și am făcut studii biblice, am făcut la nivel de biserică cu tineretul, după aceea am făcut grupe de studii biblice pe anul, din anul 84-85, așa ceva, am primit manualele BIU, așa, care ne-a ajutat mult. Am făcut grupe de studii biblice la nivel de tineri de biserică, mai multe grupe. După aceea am introdus și școală duminicală în biserică, tot după Revoluție am introdus asta și s-a făcut până acum, tot s-a făcut. Am avut copii, 400 și 500 de copii la școală duminicală. Avem 5 săli de clasă care le-am făcut lor posibilitatea să poată să adune în afară de biserică. Programul lor în biserică ne-a ajutat de multe ori. Acum un pic este mult mai greu cu copiii ca să lucrăm. Din cauza acestei restricții. Da. Dumneavoastră spuneți că încă nu sunteți așa mulțumiți cu divinția rugăciunii, dar dumneavoastră vă vin la 5 jumate 100 de oameni la rugăciune. Da. Ce zic de alte biserici care nu problema să se trezească enoria și să vină astfel de dimineață la rugăciune, la biserică. Totuși, Dumnezeu vă binecuvântează și vă provoacă cu asta. Da. Vedeți rezultatul rugăciunii, vedeți că vă ajută. Sigur, am vorbit despre clădire mai mult. Vedeți că lucrurile merg înainte și Dumnezeu le împinge prin rugăciune. Vorbește Dumnezeu, vă călăuzește și în rugăciune. E o chestiune formală, așa ca să o bifați. Da, aveți dreptate. E adevărat asta. Normal, asta este viața bisericii, viața unui om credincios. Rugăciunea, postul, citirea cuvântului și trăirea lui. Deci nu poți să trăiești cuvântul fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu poți să fii un om spiritual, un om duhovnicesc. Nu ai cum să fii. Pentru că de aici noi vedem că avem dependență de Dumnezeu. Depindem de Dumnezeu care ne ajută. De aceea ne rugăm. Ne rugăm Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu a dat biruință și la lucrare. Dumnezeu a dat biruință la biserică, s-a mulțit biserica datorită rugăciunii. Am spus rugăciunii și postului, care este într-un fel putere spirituală susținută prin rugăciune și o apropiere de Dumnezeu. Ma, categoric că e slăbit normal starea spirituală în general, vorbesc la nivel de țară cu privire la rugăciune și post și așa mai departe, ce mai postim și mie mi-o zice, ce tot a dat post și rugăciune? Dar asta e calea. Domnul Iisus asta ne-a învățat. Nu este altă cale. Avem nevoie de Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne ajută în tot ce facem, fie construcție de biserică, fie evangelizări, fie parte spirituală a bisericii, lucrări de biserică, deci asta ajută, deci fără asta nu poți, asta e viața bisericii. Și de aceea asta am introdus, să fie cu iertare, spun, am avut un socru care era omul rugăciunii, a fost păstorul bisericii, de la el am învățat asta, așa de mult, s-a rugat postia zile și săptămâni la rând. Un om care a stat în post și rugăciune nu o zi, două, cum era vorba farisei, postea două zile pe săptămână, săptămâni la rând. Deci eu asta am învățat și asta am promovat în biserică și încă tot continui și am zis, am pus și biserica pe sectoare să se roage și să postească. Deci contează asta. Nu poate să fie o viață spirituală și mai ales acum când lumea este dezgustată, mai ales că a fost binele ăsta 30 de ani de bine. De acum s-o cam terminat cu binele ăsta, cred că vine altceva în viitor, probabil asta are în vedere Dumnezeu pregătirea bisericii pentru viitorul care ne stă în față. Păi nu poți să stai în fața evenimentelor ce spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 21, versetul 36, că
dacă nu ne rugăm, nu putem sta în picioare în ziua aceea, în zilele acelea rele. Nu poți să stai în picioare. Deci avem nevoie de rugăciune, de ajutorul lui Dumnezeu. Deci asta am considerat. N-am citit Biblia numai ca să am un material strâns în mintea mea, că știu multe lucruri din Biblie, ci să practicăm ceea ce scrie în Scriptură și punem pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu ne-a demonstrat și vedem multe lucruri frumoase, multe vindecări, dacă vreți, multe lucruri frumoase care Dumnezeu le-a făcut, minuni care Dumnezeu le-a făcut, numai, dacă vreți, bisericile, care sunt trei biserici mari, nu mai spun, este Biserica Laura și este altă biserică din cartierul Plaie, e mai mică, sunt mai mici cele două, dar aici, aceste trei biserici sunt biserici mari datorită stăruinței înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu a dat biruință. Noi nu trăim în vrăjmășie dacă avem frații noștri care sunt plecați, cei din Mivelorie sau cei din centru de la Sfânta Treime. Noi, între noi, relația e bună. Noi mergem la ei, vin la noi. Când avem mormântări, avem slujbe de căsătorii, probleme în biserică care depindem unii de alții, avem nevoie de unii de alții, ne invităm unii pe alții. Deci noi avem relație bună. Mai mult zic că binecuvântarea, care e evidentă în plan natural aici, în zona Vicov, e din cauza că oamenii au inițiativă, că oamenii sunt harnici, da. Dar iată că s-ar putea ca unul din secretele acestei binecuvântări naturale să fie și o viață de rugăciune, care nu acum peste noapte a apărut, ci care este ca o moștenire pe care Dumnezeu ați preluat-o și ați amplificat-o și o țineți chiar în vremea aceasta de pandemie, de restrângere, o țineți că mulți vor reacționa. Un nivel de necesitate. Deci este o necesitate asta. Nu este o părere și este o opțiune personală și o ambiție sau să spun așa, o idee a mea. Este o chestiune biblică și o necesitate. Domnul Iisus, El mergea noaptea și petrecea în rugăciuni. Noi am învățat de la El. Deci înainte noi făceam rugăciuni noaptea. Am învățat de la Domnul Iisus. După Revoluție am introdus iar rugăciunea asta noaptea de la Domnul Iisus. Am spus, da, frate, asta nu e nouă. Noi am descoperit acum, asta e veche. Noi n-am făcut o bucată, iară de timp. Am pierdut de ea, că ne-am luat cu altele, dar acum e adevărat, este nevoie, mai ales vremea în care trăim noi, nu? Este o chestiune, cum scrie în Scripturi, Domnul Iisus, tot în Luca 21, spune, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să vă ridicați capetele sus, că izbăvirea este aproape, nu? Deci vedem că venirea Domnului este aproape. Acum bate la uși mai mult ca oricând, nu? Deci este venită vremea asta. Vremea rugăciunii. Citim în Apocalipsă despre nenorocirile și plăgile care sunt. Nu? Vreau să spun numai despre, poate nu-i greșit dacă spun asta, că mă fac pletică, dar spun măcar puțin. Deci vorbește Apocalipsă capitolul 6, când rupe pecetele cel care a luat cartea din mâna celui ce stă pe scaunul de domnie. Este vorba de Domnul Iisus, care a primit acces la această carte. Este cartea mântuirii neamului. Nu este vorba de peceți, este vorba de mântuirea care Domnul Iisus a avut acces la ea ca să ne mântuiască pe noi oamenii și este, dacă vreți, testamentul de moștenire. Noi avem Biblia cu două testamente, testamentul vechi și testamentul nou. Testamentul nou e al Domnului Iisus. El a primit dreptul acces. Ei, când rupe pecețile, prima pecete e un cal alb, nu? Așa, este vorba, probabil că așa se spun, nu e de la mine născocită, nici descoperire de la mine, dar am înțeles și eu cred asta, că e vorba de calul alb, este vorba de pregătirea fiarei. Asta se întâmplă acum, nu dintr-o dată apare. Care, la nivelul care este la ora actuală de învălmășire a oamenilor, vedeți, uitați, oamenii apare criza asta, situația de necesitate, că oamenii sunt neliniștiți, nu? Vor cineva, un om care se aducă pacea și ei au nevoie de cineva acum să aducă și are acces, îi pregătește terenul fiarei să vină. Ei, al doilea e calul roșu, nu? Calul roșu este vorba de ia pacea de pe pământ și oamenii se vor junghea unii pe alții, spune acolo. E tocmai exact acest, nu poate să aducă ăsta, el cu sulița lui, cu calul alb care zice că pornește biruitor și a pornit să biruiască, că nu îi se dă, că nu e de la Dumnezeu, e îngăduit de Dumnezeu, dar e puterea întunericului care trebuie să crească. Exact cum spunea Domnul Iisus, zice, acum e vremea voastră și puterea întunericului, când l-a prins pe el, nu? Așa, exact, trebuie să fie aceeași vreme și pentru noi, pentru biserică, puterea întunericului, ca să aibă Domnul de unde să vină să ne ia, care să ne ia de pe fotolii, nu cred că ne ia Domnul de pe fotolii, să-mi fie cu iertare dacă spun acum cei care mă aud, eu nu cred în venirea Domnului înainte de necazul cel mare, nu cred asta, dacă e vorba pot să vă spun și despre asta, dar nu cred că e nevoie să vă spun toate acum. Ei, dar adevărul este, după aia apare în calul negru, după toată învălmășala asta, când acum nu vedeți,
ba necesitate de într-un fel, ba de altfel. Oamenii nu mai... Deci distruge economia. Nu te lasă să însămânțești, nu te lasă să faci cu tare, nu să te lasă să faci cu tare și apare criza, nu? De la calul negru apare criza, foamea, nu? După foamea vine moartea, nu? E a patra pecete. Deci a treia calul negru, a patra e calul galben. Calul galben este vorba de moartea, e vorba de... Asta vor ei, să fie cât mai mulți morți. Și le-au dat lor în cap de mulți morți. Până acum nu număra morți, acum numără morți. Păi dar o să fie, când e vorba, spune mai departe, la Trâmbițe, vorbește că a treia parte din pământ, din vegetație, din animale, din mare, din râuri, așa mai departe, la urmă din oameni, nu? La Trâmbița a patra spune a treia parte din oameni moare, nu? Da. Acum, vă dați seama, dar ce caută asta? De unde e asta? Nu-mi pregătește? Satana să pronunță înaintea lui Dumnezeu să facă el știind că ceva are Dumnezeu în vedere să facă și să prinde el să facă înainte de a face Dumnezeu. La urmă, îl determină pe Dumnezeu să demonstreze autoritatea lui. Dar lumea nu știe de asta. Abar n-are lumea de asta. Nu citesc Scriptura, nu interesează Scriptura. Apocalipsa nu-i dată să ne sperie că e vremuri Apocalipsei. Să o citim și să o vedem sub ochii noștri împlinindu-se. Rămân dumneavoastră, în aceste câteva minute ați spus, ați încercat să interpretați vremurile care sunt, dar nu vis-a-vis de scenarii. În fapt, scenariul, dacă spune așa în ghilimele, este Scriptura care ne spune ce se întâmplă acum și ne arată ce se va întâmpla. Că multă lume face, presupune, face presupoziții, scenarii, dar scenariul, dacă pot să-i spun așa, sau derularea evenimentelor, este în Scriptură. Asta ați încercat să ne spuneți, pentru cei care poate se gândesc de ce ne-a vorbit acum fratele Viorel despre Trâmbițe, despre cai, dar e în Scriptură. Citiți, studiați, aveți curajul să deschideți Apocalipsa, cartea și alte care spuneți despre vremea sfârșitului și atunci o să scăpați de teama că sunt speculații ale unora care fac profite de momente să... Deci, este adevărat. Am spus la calul, la pecetea cincea, este vorba de sufletele sub altar care cer răzbunarea sângelui lor și înseamnă că trebuie să vie nu peste evrei de drept, peste că Sfinții Biserica nu va fi răpită. Eu nu cred că va fi răpită. De aia să se împlinească numărul tovarășilor lor de slujbă. Deci trebuie să fie și dintre noi să fie martiri. Și acum hai să spun, eu am avut o descoperire, tu vei trece ca martir. Am avut un frate care am avut o lucrare prin el imediat după Revoluție. Imediat după. Și am zis, probabil că acum se mai întâmplă și asta. Mai știu eu, vine și ceva și mă prinde să chiar discutam ceva. Chiar ieri cu prin echipa noastră despre acele până când. Și unul din până când este până la împlinirea numărului martirilor sau până împlinirea numărului neamului. Este un număr pe care Dumnezeu îl împlinește, el știe când se împlinește, după care se derulează fazele următoarele ale istoriei. Deci, exact. Acum, hai să spun, la pecetea așa, asta e vorba de mânia mielului, care trebuie să vie peste pământ, judecata care trebuie să o aducă Domnul Iisus asupra omenirii. El a primit dreptul acces la carte și trebuie să se lupte. Și spune Scriptura în Cartea Evreilor, zice că toată puterea a fost dată lui, dar nu vedem că este supus încă, spune în capitolul 2 din Cartea Evreilor. Deci încă chiar nu i s-o dat posibilitatea sau voie ca Domnul Iisus să intre pe scenă și să aducă la îndeplinire profețiile biblice. Dar acum deja parcă sunt pomii noștri. Deci eu asta cred Scriptura, nu cred ce spun ăștia cu conspirațiile lor și nu știu ce. Eu cred Scriptura, îmi place Dumnezeu, l-am slujit pe Dumnezeu și am citit Scriptura nu ca să-mi predic și să mă fac păstor. Am citit pentru mine, mie mi-a plăcut Scriptura. Am crescut în familie de credincioși și m-am surat într-o familie unde eu fost tot credincioși, și familia credincioasă. Și l-am iubit pe socul meu foarte mult. Un om al rugăciunii și al postului. Da. Deci mie mi-a plăcut Dumnezeu. Deci, nu am fost pocăit că am fugit de iad să mă duc în rai. Nu. Am slujit pe Dumnezeu, am postit și m-am rugat că mi-a plăcut Dumnezeu. Deci e frumos, Dumnezeu merită slujit și Dumnezeu știe și să recompenseze de la un pahar de apă dacă nu ne pierdem răsplata. Păi dacă postești o zi, nu? Sau te rogi sau te scoli noaptea, păi Dumnezeu nu știe să se spătească. Tocmai și secretul. Aici trebuie să umble, dacă e vorba la sentimentele lui Dumnezeu, să-mi fie cu iertare acum, ca să știe, să-i dai de lucru lui Dumnezeu, nu? Lucruri plăcute lui Dumnezeu. Da, exact. Dumnezeu știe cum să răsplătească și prin cine. Exact. Așa, după situația asta complicată care este acum, când unii nu știu unde sunt, nu își dau seama
că se derulează sub ochilor evenimentele, unele v-ați referit deja. Acum, ce simțiți așa ca și păstor într-o biserică interesantă de aici, din nordul României? Simțiți că trebuie să extindeți timpul de rugăciune, să faceți mai mult pentru evangelizare și întoarcerea Domnului la întoarcerea la Domnul a multor locuitori? Simțiți că vremurile sunt scurte și că neamul, vine vremea când ușa Harului se închide? Deci ce văd? Este adevărat, este nevoie de evangelizare și noi ne rugăm pentru toată cetatea, pentru Vicov. Dumnezeu se evangelizeze, adică se evangelizeze, să mântuiască toți oamenii din Vicov. Avem zone în Vicov unde sunt oameni cu frică de Dumnezeu și care cred că Dumnezeu va deschide poarta și pentru ei și să lucreze ca și la inima Lidiei, când predica Pavel pe malul apei, va lucra și la inima oamenii din Vicov care așteaptă deja, probabil ceva se întâmple și ca să se întoarcă la Dumnezeu. Dar ce am înțeles eu mai mult decât asta, deci este și asta una, un numărul unu, dacă e vorba, la necesitate acum cu privire la mântuirea oamenilor, al doilea este să salvăm pe cei care au crezut, să-i provocăm la rugăciune, să le vestim cuvântul, să le arătăm lucrurile frumoase ale lui Dumnezeu, să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu. Ăsta este secretul care trebuie să-l aibă biserica. Ce înseamnă pentru noi cei care au crezut? Cei mai căldici, cei care s-au depărtat puțin? În fond, cine este acest segment? Și vedeți că e un segment important din trupul lui Hristos, ca să spun așa. Poate sunt mulți care ne ascultă și care zic, oare eu sunt ăsta? Cei care am crezut au dat și acum îți mai... Biblia spune despre căldicei câte ceva. Deci, tocmai suntem exact la capitolul respectiv. Adică, 25 Matei, ațipirea fecioarelor. Vremea asta de libertate și de bine a adus o moleșală în cadrul bisericilor și lipsă de interes de Dumnezeu, pentru că ne descurcăm bine, avem de toate, Dumnezeu ne-a binecuvântat, nu chiar e nevoie așa de multă rugăciune. Mie mi-a zis, ce să mă duc la, mai indirect, nu chiar direct, ce să mă duc la rugăciune, tot mă cheamă la rugăciune, să mă ție o oră la rugăciune acolo, unii. Deci merge bine și fără aia, chiar dacă e credincios, nu? Nu-l interesează așa de mult rugăciunea. Dar nu se poate fără rugăciune și fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat timpul de libertate să ne alegem fiecare drumul care îl vrem. Ei, acum Dumnezeu vrea să ne întoarcă înapoi pe unii care am ales deja drumuri greșite, așa, și să ne întoarcem la El, la Dumnezeu, pe același nivel care îl aveam altă dată înainte, cum îi spune Bisericii din Efes, întoarce la dragostea din tâi, nu? Deci este foarte adevărat și asta am pierdut-o. De ce? Ne-a adus vremurile bune, lucruri frumoase care ne interesa, să ne plac, facem case frumoase, ne-am cumpărat mașini frumoase, ne-am făcut conforturi frumoase, așa, avem familii frumoase, avem binecuvântările lui Dumnezeu și poate Dumnezeu l-a lăsat pe locul 2, ori asta Dumnezeu nu-i place, Dumnezeu vrea să fim pe locul 1, deci trebuie să fim interesați mai mult de Dumnezeu, că toate le primim de la El. Și noi cine, dacă noi care cunoaștem pe Dumnezeu nu facem asta, cine să facă, nu? Astfel, mulți slujitori, asemenea dumneavoastră, spun întoarcerea la normalitate după această vreme de pandemie înseamnă să avem libertate cu programul, să nu avem așa cum aveți dumneavoastră în biserică din doi locuri libere. Întoarcerea la normalitate, dumneavoastră spuneți că trebuie întoarcere împreună la dragostea din tâi. Exact. Care ar fi, că este normalitatea bisericii, dincolo de scăparea de restricțiile care sunt acum în vremuri de pandemie. Restricțiile nu se termină. Restricțiile vor fi mai greu și multe lucruri mai grele. Că am spus, va fi învărmășală în omenire între oameni, că Dumnezeu ia pacea de pe pământ. Deci, dacă e vorba respectivul care, am spus, va fi probabil omul fără de lege, așa, care va porni biruitor și ca să aducă pace și nu va reuși, ei, va fi mai mare vâlmășală și va fi și mai multe nenorociri și criză și necazuri pe pământ. Eu astea le văd. Ăsta e începutul durerilor. Deja noi am intrat în faza unor început al durerilor sau a evenimentelor premergătoare venirii Domnului Iisus Hristos. Și biserica ar trebui, și vreau să spun concret, clar, la toți care mă ascultă, nu va veni Domnul până când biserica nu va striga, precum Israelul. Exact același lucru. Este Iuda, 1:5, e adevărat, zice Iuda acolo, că după ce a izbăvit Domnul pe ai lui din Egipt, va veni nenorocirea peste cei care au rămas. Ei, Dumnezeu deocamdată ne aduce pe noi în starea ca să strigăm, ei au strigat la Dumnezeu și au ajuns până la Dumnezeu strigătele lor. Biserica trebuie să strige, zice și Duhul și Mireasa, Apocalips, nu? 22. Zic, vino Doamne Iisuse, cine spune acum să vie Domnul? Doamne, îți mulțumim că ne-a dat de toate.
Îți mulțumim că trăim bine, Doamne, îți mulțumim de vremuri de libertate, îți mulțumim, Doamne, Tu ești așa de bun cu noi, ne-ai binecuvântat, îți mulțumim, Doamne, nici nu mulțumesc dacă ar trebui să mulțumească biserica, nu mulțumește cum ar trebui să mulțumească, ar trebui să fie mai recunoscătoare, să fie mai plină biserica, să vină la adunare, să fie mai multe rugăciuni, mai mulți la rugăciune și chestiuni de genul respectiv. Un lucru sensibil, biserica trebuie să spună, mireasa lui, vină Doamne Iisuse, împreună cu Duhul. De ce să zicem să vină? Și mai mult aș vrea să vă provoc cu asta. Deci, într-un loc în Biblie spune, iubind și grăbind venirea Domnului. Cum putem noi, cum puteți mai să aici în Vicov, cu biserica aceasta, să fiți parte din grăbirea venirii Domnului? Cam părinte Domnul zice, vin când nu știe nimeni ceasul și cum putem noi să fim, să grăbim venirea Domnului? Nu numai să o iubim sau să o ne dorim, cine și-o dorește. Alții zic, mai avem timp, mai trebuie să ne facem socotel. Deci astea sunt, să fie cu iertare, noi am devenit din nou iarăși, am căzut pe o latură firească. Nu că suntem chiar firești, dar am căzut pe o latură firească care ne interesează mai mult confortul. Și nu strigă nimeni să vină Domnul Iisus, că încă nu are suficientă, zic eu, lumină despre viitorul care ne așteaptă sau se teme de eventuale necazuri care probabil aduc în vederea venirii Domnului, care preced venirea Domnului și trebuie să fie astea. De ce trebuie să fie astea? Pentru că omul la bine nu are nevoie de cineva, un tutore, dacă e vorba să spun așa, sau un superior care să-l ajute, că el se descurcă singur. Exact aici Dumnezeu este apărătorul, Duhul Sfânt este apărătorul, nu este paracletul, este apărătorul nostru care ne ajută, Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt trebuie să impulsioneze biserica, dar cum o impulsionează dacă noi nu venim la adunare, dacă noi nu ne rugăm? Atunci trebuie să fie necazuri. Și atunci strigăm. Deci asta trebuie să apară înainte de venirea Domnului. Eu am spus, n-am spus totul, e vorba la trâmbița, la pecetea șaptea, apar cei șapte cai, cele șapte trâmbiți, pardon, aici la pecetea a șaptea apare cele șapte trâmbiți care sună și fiecare are subția, are o nenorocire și urmează celelalte trei trâmbiți, trâmbița a cincea, a șasea și a șaptea. În trâmbița a cincea se dezleagă fântâna adâncului, la trâmbița a șasea deja apar ce apare. O veste apare iară că mor oameni mulți, și că se dezleagă, adică este vorba de râul Eufrat, de îngerii care stau la râul Eufrat, ei, la trâmbița șasea, mai scrie în capitolul 10, versetul 5, zice, și versetul 6, îngerul care a strigat cu glas tare, cu vuietul în ape mari, zice, că în timpul când va suna îngerul al șaptelea din trâmbițe, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Care taină? Și eu m-am gândit ca toți, am zis, nu știam. Când spune Apostolul Pavel de ultima trâmbiță, atunci mi-a venit în minte din Efeseni că lui Pavel i s-a descoperit taina. Care taină? Taina care n-a fost cunoscută înainte în Vechiul Testament până când a venit Domnul Iisus și ne-a descoperit-o. Că neamurile sunt împreună moștenitoare și că neamurile trebuie să participe la mântuire și 2000 de ani care au dat-o Dumnezeu pentru neamuri, așa, și că aici asta este taina care o vestea, el spune în Cartea Romanilor, capitolul 25, capitolul 16, versetul 25 și 26, e taina lui Dumnezeu sau spune Coloseni, capitolul 2, versetul 1, pardon, 26 și 27, nu? Spune acolo, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veacuri, dar descoperit acum Sfinților lui, apostoli, adică Hristos în voi, nădejdea slavei. Păi nu era în Vechiul Testament în ei nimic. În noi, în Noul Testament, Duhul Sfânt lucrează. Nouă ni s-a descoperit. Noi avem harul ca să fim născuți din nou și să facem parte din Biserica lui Dumnezeu. Biserica este taina care se sfârșește și în capitolul 11, versetul 15, spune când a sunat al șaptelea din trâmbiță, s-a sfârșit taina. O, înseamnă că aia e trâmbița. Am alții că spun altceva, e treaba lor, eu asta știu, asta cred, asta v-am spus. Da, v-am lăsat să spuneți ceea ce credeți, pentru că măcar e important ca lumea să studieze, să cerceteze. Da, o provocare. Că descoperiți dumneavoastră înțelegerea lucrurilor, revelația din cuvânt, pentru că în cuvânt sunt toate lucrurile care explică situația prin care trecem. Nu ați sunteți un cercetător al Bibliei și aveți pasiune în a... Dumnezeu vorbește în primul rând prin cuvântul lui. Da.
Dar în vremurile de pe urmă, a fi pomenit câteva lucruri, Dumnezeu vorbește și prin vase de lucru, dar vorbește și fiecare credincios, prin călăuzire, prin voce personală. Vorbiți puțin despre asta, că în vremurile acestea e important ca fiecare din credincios să aibă un dialog cu Domnul, să îi vorbească Domnul, nu numai prin vase de lucru, cum ați dat niște exemple. Da. Este adevărat. Tocmai asta spunea Domnul Iisus Hristos în capitolul 16. El vă va călăuzi în tot adevărul când vorbește despre Mângăietorul, Duhul Adevărului. Cum mă călăuzește El? Deci la nivel de minte, de intelect și la nivel de suflet, de duh și de suflet. Deci în inima mea și în mintea mea se petrec niște lucruri care îmi vorbește mie. Eu trebuie să am experiența asta, cum a spun mai concret. Noi, pentecostali, am crezut în botezul Duhului Sfânt, dar am rămas și l-am lăsat deoparte și am făcut ce am vrut noi mai departe. Deci Duhul Sfânt n-a fost dat ca să ne lăudăm că gata, suntem pe cerluit și mergem în rai și Domnul ne duce în rai. Nu. Nu cred asta. E adevărat. Dar dacă eu continu mai departe să mă las călăuzit de Duhul Sfânt, El va fi cu voi și în voi și ne va călăuzi întotdeauna, va descoperi din ce este al meu și va descoperi vouă. Spune eu, tot ce am eu e de la Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos în 16 Ioan, nu? Ei, ne va descoperi, El descoperă Scripturile, El descoperă voia Lui, ce trebuie să fac eu. Eu mă lupt cu mine de multe ori, acum spun și asta dacă toți m-am întrebat, eu mă lupt cu mine ca să ascult îndemnul Duhului Sfânt. Mă îndeamnă la rugăciune, mă îndeamnă la citirea Scripturii, mă îndeamnă la post, mă îndeamnă să mă abțin, să nu vorbesc orice, să nu ascult orice, să nu mă uit la orice. Ăsta e vorba de Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt îmi spune mie de drept că eu sunt copilul Lui și mă face vrednic de împărăția Lui și mă face să înțeleg că eu sunt mântuit. De altfel, la ce am crezut? Și nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de nimic ce vine, mă bucur. Ei, e adevărat că legile astea creată în sens că te-ai lăudat, că nu ți-e frică de moarte și uite, ne pui să stăm cu masca pe figură, păi da, atunci stai să-ți dea amendă, na, că aia nu e numele Domnului amendă, ai luat-o că ai fost neascultător, na. Deci asta e adevărul, nu? Nu e element de persecuție. Nu e mult, o să spună care vă ascultă, da, sigur că pe fratele păstor Mirov, el e păstor și lui vorbește Domnul, dar noi suntem credincioși de rând. Noi nu trebuie să ne vorbească Domnul, că ne spune păstorul ce să facem. Cumva aș vrea să-i provocați și pe credincioși obișnuiți, că Domnul vorbește fiecare, dacă Duhul Sfânt este în el. Mulți vă spune asta, dar la lideri se ne spună ei unde să mergem, lor le vorbește Domnul sau prin proroc, sau prin păstor, sau prin apostol. Da, eu am găsit și frați care nu erau ordinați și nu nimic și același lucru. Deci am găsit frați care nu erau ordinați și Dumnezeu le-a vorbit. Deci asta nu este vorba de o slujire numai. Este adevărat că trebuie să fie slujitorul și să aibă asta. Asta e adevărat, că altfel nu poate conduce turma. Deci trebuie să aibă, să conducă turma, să știe ce să facă, dar fiecare individ în dreptul lui, el trebuie să aibă călăuzirea asta dată pentru toți credincioșii, pentru toți frații, pentru toți cei ce s-au născut din nou. Nașterea din nou, deja este într-un fel o lucrare a Duhului Sfânt care este nou testamentală și care este un început al lucrării Duhului Sfânt. Ori la botezul Duhului Sfânt asta se amplifică deja mult mai mult. Ori ăsta trebuie să, un frate care a fost botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să fie mulțumit că vorbește limbi și la urmă, dacă îl întreb, nici nu mai vorbește limbi acum, dacă e vorba să termină și cu asta. Că el nu a mai stăruit. Că aia și aia, ce înseamnă vorbirea limbi? Comunicarea cu Dumnezeu. Eu nu mai am, mi s-a terminat cuvintele mele românește, nu știu, am nevoie că nu știu să le spun bine, nu vine în minte cum sau așa mai departe. Duhul Sfânt continuă mai departe, exact ce spune în cartea Romanilor, capitolul 8, nu vorbește, în 26-27, spune că noi nici nu știm cum să ne rugăm și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, nu? El mijlocește lui Dumnezeu pentru nevoile noastre spirituale care avem noi și chiar materiale. El mijlocește pentru noi, știe de ce avem noi nevoie, nu? Dumnezeu. Deci asta e normal, lucrarea nou testamentală, călăuzirea, lucrarea Duhului Sfânt, naștere din nou, botezul dacă vreți și călăuzirea, trăirea cuvântului prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mi-l descoperă cuvântul lui Dumnezeu ca să-l înțeleg. Am citit de multe ori Biblia, de multe ori am citit și n-am înțeles. Deodată mi s-a deschis mintea, parcă mi s-a aprins becul. Zic, da, s-am citit și n-am înțeles-o până acum. Exact și în Apocalipsa, lucrurile care ne-a spus, și de multe ori. Acum când am văzut asta, mai mult mi s-a lămurit. Și e adevărat asta. Le știu dinainte, nu de acum, dar acum am văzut deja împlinindu-se.
Deci este foarte adevărat. Ați pomenit de câteva ori despre vorbirea în alte limbi, botezul cu Duhul Sfânt. Știu că, dacă aveți libertate să ne spuneți, dumneavoastră, ați fost o schimbare în viața dumneavoastră când ați început să vorbiți în alte limbi? Da. Vă aduceți aminte de momentul acela, să fie o încurajare și provocare pentru alții. Și pentru că tot mai mulți, din câte primesc acest botez în diverse situații, moduri, dar viața lor se schimbă. Poate convinge și prin exemplu dumneavoastră. Da. Deci este adevărat. Și eu am fost tânăr și crescut în biserică și în familie de credincioși, așa. Dar țin minte că mă punea tata să mă rog la masă când noi ne rugam și mi-era rușine să mă rog. Când mă punea, eram tânăr, na, nu eram nici la armată, eram tânăr, un copil, mai târziu, mai mare, așa. La 18 ani m-am botezat în apă și Dumnezeu m-a botezat la 2 săptămâni cu Duhul Sfânt. Ei, după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, am început să mă rog în biserică, am început să mă rog, nu la masă, când mă punea tata, mă rugam în biserică și am simțit aceea călăuzire. Deci Duhul Sfânt aduce bucurie sufletului. Un om care se leagă numai de bucuriile firești, că categoric suntem oameni, și este tentat să fie, mă rog, este tentat să accepte sau să urmărească numai bucuriile firești, pierde alea spirituale. Deci noi nu ne lasă Dumnezeu, adică nu ne le ia Dumnezeu, că doar de El ne le-a dat ca să ne bucurăm de ele. Problema este că noi trebuie să facem distinția bucuriei spirituale, bucuriei duhovnicești și bucuriei firești. Deci bucuriei spirituale, doar tot noi le simțim, tot sufletul nostru și Duhul nostru, dacă e vorba, ce vedem și ceea ce simțim și trăim, ne bucurăm, fie că avem lucruri firești care le împlinește Dumnezeu, și acum este bucurii duhovnicești. Acum, de care mă țin mai mult, de alea firești sau alea duhovnicești? Ce mă interesează mai mult? Păi nu mă interesează, mă interesează și viața asta, dar mă interesează viața dincolo, nu? Ei, mă interesează Dumnezeu, am spus mai înainte, n-am citit Biblia ca să predic la oameni. Nici nu m-am gândit la asta, deși am predicat-o mai mult la nepocăiți când e vorba. Am predicat și în biserici, în fine. Dar vreau să spun că adevărul este interesul meu pentru Dumnezeu. Dumnezeu asta vrea. Nu? Dumnezeu asta vrea. Spun ceva aici și după aia pot să... Deci spune în pilda celor 10 fecioare, nu? Că au ațipit toate. Da. Citim imediat pilda talanților. Le dă la 1-5, la 1-2, la 1-1. Și am spus asta și în biserică și spun și acum, dacă vorba. Zic, ăia cu 5 poate e cineva slujitor în biserică, ăla cu 2 poate tot are o activitate în biserică, dar ăla cu 1 sunt toți din biserică. Cel puțin un talent are fiecare. Exact! Ei, ce ai făcut cu el? Și mulți l-au îngropat. Nu mai zic de ăștia lanți cu 2 și cu 3, poate că l-a mai îngropat, poate nu mai au făcut, nu au făcut. Dar ăla cu 1, majoritatea l-a îngropat. Ei, vine și cere socoteala. Ce ai făcut tu? Ce faci pentru Dumnezeu? Măi, nu mergi la adunare, nici nu te rogi, nici nu postești, nici nu îi spun la un vecin, dar tău încă ai relație rea cu vecinul, nici nu ai cum să-i spun, nu? Ei, atunci ce faci pentru Dumnezeu în definitiv? Ce faci pentru Dumnezeu? Nu vrei să postești, nu? Păi dacă când postești, te rogi Dumnezeu, când te rogi, te rogi Dumnezeu. Comunicarea cu Dumnezeu este prin Duhul Sfânt, nu? Asta e. Noi am fost învățați să avem dialog cu Dumnezeu. Eu simt nevoia și îi întreb și îi spun de multe ori, Doamne, ce să fac aici? Cum să fac? Nu știu cum să fac, am nevoie de tine. Nu vrei să-mi arăți, să-mi descoperi? Și îmi vorbește, fie îmi vorbește prin vis, fie îmi vorbește printr-un frate slujitor, fie îmi vorbește în Duhul. Acum faci asta și mă mir și eu cum de m-a venit ideea asta. Când le-am spus la studiul Biblia la noi, bă, voi n-ați văzut niciodată, ce e aia câteodată nu-ți vine în cap, nimic cum e vorba noastră, acum să fie cu iertare, nu-ți vine în minte, și niciodată s-o vine, dar de unde s-o venit aia? Cine s-o dat? E la Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul duhurilor oricărui trup. El pune minte, spune, a trezit Duhul lui Cir. Ce l-a interesat Dumnezeu? Să reconstruiască iarăși Israelul, că el o profeție despre asta, nu? Ei, eu trezit Duhul lui Cir, apoi mie nu-mi trezește Duhul să mă duc la adunare? Să mă rog, să postesc? Întreb și eu ce copil al lui Dumnezeu sunt, nu? Ce simțiți că trebuie să faceți în anii care sunt în față pentru Domnul? Că vi s-au dat mai mulți talanți aici, mai multe oportunități de a sluji pe Domnul. Și cu ei se dă mult de și cere mult. Simțiți că mai aveți de împlinit niște lucruri așa ca și lider acestei biserici, acestei comunități? Credeți că ce are Domnul așa în esență pentru dumneavoastră? Ați în primul rând, când am venit aici în Vicov, am văzut nevoia de cercetare a Scripturii, chiar dacă erau bătrâni buni și chiar frați misionari, am văzut tineret care nu prea se ocupa nimeni de el. Și prima dată asta am făcut. În 76 am început studii biblice la Vicov, am spus înainte, am făcut
pe urmă grupe de studii biblice și am citit Biblia. Acum, ultima vreme, m-am gândit după aia, trebuie să crezi totuși tineri care să preia ștafeta mai departe. Și la asta m-am gândit că eu trebuie să predau ștafeta pentru că am ajuns la vârsta care sunt și am nevoie de înlocuitor. Și sunt frați, avem frați în biserică care sunt, deși probabil că vor mai fi și alți ordinați și Dumnezeu mai scoate bărbați și chiar sunt de acord și aș vrea asta, dar m-am gândit ce pot să fac pentru trezirea bisericii. Și am pus biserica la post și la rugăciune. Cine înțelege și vine, e ferice de el. Deci am văzut, ăsta ar fi, deci, nevoia cea mai mare la ora actuală de rugăciune și post, de stat înaintea Domnului, ca să rămână în biserică toți frații să aibă parte de harul Domnului, de mântuire și de răpirea bisericii, să nu rămâne nimeni afară. Deci asta mă interesează, să aibă cunoștință de Dumnezeu, să se simtă bine în biserică, să se apropie de Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu că venirea Lui este aproape. De aceea v-am și spus și chestiunea asta, văd venirea Domnului aproape. Dacă spune Scriptura despre cele 2000 de ani, Domnul Iisus vorbește, spune vulpea acelea când în 13 Luca vorbește despre Irod, că lucrez azi și mâine și poi mâine vor isprăvi, am trecut în a treia zi deja. În Osia 6 spune, El ne va vindeca, tot El ne-a rănit, dar tot El le va lega rănile și în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Poate să fie într-un fel și pentru Israel, Osia 6, dar poate să fie și pentru biserică, ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Probabil să fie, se referă și la biserică. Deci, e vorba de venirea Domnului, care spune în pilda talanților, am spus, după ce vine să-L ceară socoteala, spune, după multă vreme, versetul 19, după multă vreme, din 25, vine stăpânul să ceară socoteală. Aia a durat 2000 de ani, aia multă vreme. Apostolul Pavel în Tesaloniceni spune că noi care vom fi în viață, nici Pavel nu a avut descoperire cât de multă va fi vremea aia. Nici Pavel nu a avut. Vedeți? Ori nouă, deja acum, vremea din urmă, nouă ni s-a descoperit că am ajuns în ea. Eu vă mulțumesc că ați fost răbdător cu întrebările mele timp de aproape o oră. M-am dat seama că v-am întrebat mai multe lucruri, dar tot ne-ați dus la vremurile de pe urmă, vremurile pe care le trăim și la care vrând nevrând vom fi martori. Și apreciez dorința dumneavoastră, cum a spuneați, ca niciunul din biserica pe care o păstoriți să nu rămână jos la răpire și să fie răpită, să fie cu Domnul. Și ați vorbit mult despre... Și vă investiți viața cum ar trebui să investească mulți slujitori în cercetarea Scripturii, cu revelațiile necesare, în restaurarea rugăciunii, în trăirea. În trăirea și întoarcerea dragostei din tine, cred că este un lucru esențial. Și a investi în lideri, pentru că mulți e o nevoie în draga Biserica Domnului. Mulțumesc foarte mult! Dacă aveți așa un gând final, să spuneți... Atât pot să spun pentru păstorii care sunt. De multe ori, cercetarea Scripturii și predicarea se face nu totdeauna din inspirație, din cercetare cu mintea. Este nevoie mai mult de inspirație, că predica făcută cu mintea vine până la minte, dar predica făcută cu Duhul merge la inimă. Și un om al lui Dumnezeu trebuie să fie folosit pentru a capta inimile oamenilor, nu mințile, inimile, ca să se zidească, sufletește și să crească spiritual. Asta spuneți așa după experiență de câteva decenii de slujire a unei comunități largi. Mulțumesc, fratele Viorel Birou. A fost o emisiune, sper, o provocare pentru dumneavoastră, realizată prin bunăvoința fraților din Biserica Pentecostală din Vicul de Sus. Mulțumesc încă o dată, frate Viorel Birou. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne vedem anul viitor, dacă până atunci Domnul nu vine. Amin. Și eu vă mulțumesc că ați venit, zic Dumnezeu să vă binecuvânteze în lucrarea care o faceți, să aveți progres și binecuvântarea Domnului și Dumnezeu să vă ajute să faceți lucrarea din toată inima cu bucurie, că Dumnezeu vă va răsplăti. Amin. Mulțumesc pentru această rugăciune, această încurajare. Pe data viitoare Dumnezeu să vă binecuvânteze.